implicațiile în străinării de Dumnezeu. <coughs> capitolul 18 <coughs> nu este complet dacă nu urc un pic mai sus. În capitolul 17, 55 și Bineînțeles, Bibliile noastre sunt împărțite pe capitole și versete, lucruri adăugate târzii la ele, doar pentru a putea povesti din Biblie împreună, că suntem adunați la o la altă. În schimb, textul, dragii mei, n-are nici capitole și n-are nici versete. Și atunci când vrei să înțelegi Biblia, trebuie să vezi cum curge ideea, cum curg gândurile în ea și să lași Scriptura să vorbească. Atunci când o fragmentezi în mod artificial, s-ar putea să pierzi Lucruri esențiale, pentru că Dumnezeu <coughs> vorbește, dragii mei, nu prin teme, nu prin versete, ci vorbește printr-o carte, așa cum suntem noi acum, într-o jumătate de carte, doar în primul volum din scrierea lui Samuel sau a celui care a scris această carte. Dar dacă vă aduceți aminte, în capitolul 17, David este eroul. El îndrăznește să înfrunte pe Goliat când cel mai înalt dintre cei mai înalți în Israel tremura împreună cu toți vitejii lui și cu Abner și un tânăr cu păr bălai vine să întrebe ce cu neteatul acesta împrejur care aruncă o cară asupra lui Dumnezeu și asupra oștirii Dumnezeului lui Israel. Și începe să intre în vorbă cu toți cei de acolo este adus înaintea lui Saul și pornește împotriva lui Goliat. Și în timp ce Saul îl vede mergând împotriva lui Goliat, în capitolul 17, versetele 55 la 59, el pune o întrebare lui Abner. Abner, al cui fiu este tânărul acesta? Împărate, pe sufletul tău, că nu știu al cui fi este. Zice, întreabă, al cui fi este tinerul acesta? Știți istoria, ați auzit-o trecută, David se întoarce cu capul lui Goliat în mână și Abner îl aduce în fața lui Saul. Și al cui ești, fiu ești, tinere, întreabă Saul. Lângă tatălui era și Ionatan. <coughs> și în primele versete uh, vezi diferența uriașă între cei doi privind același eveniment, gândind lucruri complet diferite, Gândind lucruri diferite, având în inimă gânduri diferite, dragii mei. Și eu cred că dacă nu citești și frământarea lui Saul și și răspunsul sau frământarea lui Ionata, nu vezi contrastul dintre cei doi. Și asta este intenția naratorului. În ultimă instanță, amândoi privesc exact același eveniment și fiecare gândește în dreptul lui altceva. Dar naratorul pune față în față gândurile lui Ionatan, inima lui Ionatan, lumina din viața lui Ionatan și întunericul din viața lui Saul ca să creeze acest contrast între cei doi, să înțelegem mai bine implicațiile destrămării, implicațiile înstrăinării de Dumnezeu. În ultimă instanță, în ultimă instanță dragii mei, comparația este între tată și fiul. Pentru că istoria este despre tatăl și întrebarea este cum se poate ca fiul să sare așa departe ca așcheia de butuc și să fie complet pe dos decât tatăl lui. Dar numai în lumina acestui contrast înțelegi realmente ce dorește naratorul să comunice. Când David ajunge înaintea lui Saul, a nu știu câte oară se pune aceși, aceeași întrebare, al cui fiu ești tinere? Al cui fiu ești tinere? când am citit eu, am rămas blocat și am început să vedem are amnezie sau, sau ce s-a întâmplat cu el? Da? Ce s-a întâmplat cu el? Pentru că dacă țineți minte în capitolul 16, când Duhul necurat venea peste el, slujitorul îi zice, domnule, caută pe cineva un bun cântăreț să cânte la arpă, să-ți liniștească inima în astfel de momente. Și cine credeți că este adus în casa lui? David însuși. David, Copilul sau tânărul cu păr bălai, păzitorul oilor, tatălui său, dar care, neavând ce face, a devenit un instrumentist extraordinar. Nu la întâmplare, o bună parte din psalm sunt scriși de el, el organizează corul din Templu, beleviții din Templu, el, dragii mei, face toate aceste lucruri, un om extraordinar, dar cine îl cunoștea la ora respectivă? Atunci când filistenii se a apropie de tabăra lui Israel și îl împing înainte pe uriașul lor. În capitolul 17, versetul 15, se spune că David s-a întors acasă în Betlehem să pască oile tatălui său, pentru că frații lui mai mari au fost luați la oaste și sunt numiți pe nume. Sunt luați la oaste. Deci, textul nu ascunde faptul că Saul îl cunoștea pe David. Și atunci se ridică întrebarea, ce vrea să întrebe el? Al cui fiu este, tân al cui fiu? este tânărul acesta? care rostul acestei întrebări? Țineți minte, când vine David să aducă merinde, să întrebe de sănătate pe frații lui și pune câteva întrebări. cine e netăiatul acesta împrejur care aruncă o cara asupra o oștirii Dumnezeului celui viu? Ce se va face celui care îl va birui? Când oamenii îl aud, îl aduc repede la Saul. Și Saul zice, nu te poți lupta, el este un luptător din tinerețea lui. Tu ești un copil, îi spune, și îl îmbracă în zalele lui, în hainele lui de luptă. Și David începe să umble cu ele și abia la picioare. Zice, îmi pare rău, eu nu pot umbla în lucrurile astea, sunt prea mari pentru mine, nu sunt obișnuit cu ele, le dezbracă, își ia trai, pietrele, toiagul și pleacă înaintea lui Goliat. Toate acestea sunt dovezi clare ale faptului că Saul nu era străin. Și atunci întrebarea este: Ce vrea să știe el? Observați, el nu întreabă cine este tânărul acesta. Pentru că știa cine este tânărul acesta. Cel al cui fiu este tânărul acesta. E vreo diferență între cele două întrebări? Pe el îl cunosc. Dar din ce familie provine? Din ce familie provine? Care era problema? atunci când el se interesează de la oșteni, ce se va face celui care îl va birui pe netăiatul acesta împrejur? Îi se spune, o, oh, împăratul va umple de bogății, va scuti casa tatălui său de taxe și îi va da de nevastă pe fică sa mai mare, pe merab. Aha! Dacă asta este și promisiunea era publică, dragii mei, toți o știau, atunci... Vă întreb, ce era în inima lui Saul care întreabă al cui fiu este tânărul acesta? Atunci când vine momentul ca Merab să fie dat de soție lui Saul, Saul lui David, Saul îl cheamă pe David și spune iată, vei fi ginele meu și îți voi da de nevastă pe fica mea mai mare, pe Merab. Și zice, numai să-l slujești cu vitejie și să porți ce spiritual? Războaiele Domnului. Să porți războaiele Domnului. David i-a zis, David i-a răspuns lui Saul, um, cine sunt eu și cine este casa tatălui meu? Da, Cine sunt eu cine este casa tatălui meu? Să fiu ginerele împăratului, da? Să fiu ginerele împăratului. Observați, David recunoaște că a fi împăratului înseamnă a sălta pe scara socială, a deveni cineva. Ori, el știe de unde vine, din Betlehem, de la păscutul oilor, tatălui său, familie mare, opt copii și o familie săracă, o familie săracă. În <coughs> capitolul 18, versetul 19, când a venit momentul ca Merab să fie dat de nevastă lui David, Saul n-are niciun fel, fel de problemă să-și calce cuvântul și s dea lui Adriel din Mehola. Probabil că a prins o partidă ceva mai bună. Da? O partidă ceva mai bună. O familie mai înstărită, zestre mai... Uh, acolo zestre au ducea întotdeauna tatăl băiatului, cumpăra mireasa de la tatăl miresei. Și începem să intuim ce era în inima lui Saul. Dați-mi voie să prind lumina din inima lui Ionatan când David este adus înaintea lui Saul și și-a terminat vorba, ce Ionatan l-a iubit ca pe sufletul lui. Și un verset mai jos spune, a făcut un legământ cu el, a dezbrăcat haina lui, el era în haina lui de păstor, i-a dat haina lui, tolba lui cu săgeți, arcul lui, armele lui, până și cingătoarea lui, și a făcut un legământ cu el înaintea Domnului. Ce extraordinară lumină dar întunericul doar în prezența luminii se arată cu adevărat, nu-i așa? Și asta este intenția naratorului, dragii mei, să vină să arunce reflectorul asupra inimii lui Saul, să ne atragă atenția asupra implicațiilor în străinării inimii omului de Dumnezeu. Inimii omului de Dumnezeu. Dar, îi se spune lui Saul, Mical iubește pe David. Acum Saul era rușinat pentru că l-a mințit odată pe David, astăzi vei fi ginerele meu. Și trimite pe slujitorii lui să-i șoptească la ureche, ai căpătat bunăvoință înaintea împăratului, fii ginerele lui. Știți ce spune David în versetul care aveți înaintea voastră? Credeți că este ușor să fii ginerele împăratului? Cine sunt eu? Și cine este casa tatălui meu, familia mea, da? Eu sunt un om sărac, spune cu alte cuvinte, David știa cu tuma vremii respective, știa ce așteaptă tatăl fetei de la el. Zice, cine sunt eu? Ce este viața mea? Și ce este familia mea? Eu sunt un om sărac. Lucrurile ajung la urechea împăratului și trimit înapoi pe slujitorii lui. spuneți lui David, împăratul nu cere nicio zestre decât viața ta. subsidiar. Tu te 100 de propuțurile ale filistenilor, poate că scap de el. Desigur, între timp, textul nostru vorbește despre cântecul femeilor, invidia lui David. David a biruit zecile de mii și Saul miile și invidia, ura, neliniște a început să cuprindă inima împăratului. nu e așa că acum începem să descifrăm ceea ce comunică naratorul. Nu cine este tânărul acesta? și al cui fiu este, din ce familie provine, pe ce fuștei al scării sociale se află familia lui, cu cine mă încuscresc, ar fi putut spune Pavel. Dimensiunea mercantilă a întrebării lui începe să se arate, începe să se arate, dragii mei. Saul era interesat de numele lui, de onoarea lui, de zestrea pe care o va privi, cu cine mă încuscresc. Da? Cu Cobor sau urc? Ce se va întâmpla cu mine? Al cui fiu este tinerul acesta? nu e așa că acum vedem în mod evident contrastul dintre doi oameni, tată fiu, amândoi privesc același personaj, același eveniment, cu preocupări complet diferite. Pe saul îl interesa, în primul rând, el însuși era interesat de sine, de onoarea, de uh, statutul social, de zestea pe care o va primi. Uitați-vă la inima lui Ionatan. Ionatan vede vitejia lui David, care era aceea și pentru noi și pentru celălalt. Vitejia lui David, curajul lui David. Și zice, l-a iubit ca pe sufletul lui l-a iubit ca pe sufletul lui și a încheiat un legământ, dragii mei, care i-a scăpat la David viața, nu odată, din fața mâniei tatălui său. În ultima instanță, contrastul este creat între tată și fiu, între Ionatan și Saul. Știți de ce? Ca să scoată în evidență implicațiile în străinării de Dumnezeu. Implicațiile în străinării inima cuiva de Dumnezeu. Thomas de Aquino face o afirmație, el spune Dumnezeu a creat, a creat trei categorii de ființe. În primul rând, a creat animalele doar trup. A creat îngerii doar duh. Dar pe noi, oamenii, ne-a creat și duh și trup. Oare de ce? Animalele doar trup, îngerii doar duh, dar pe om l-a creat și trup și duh. Ba mai multe, i-a dat libertatea de alegere care face posibilă mișcarea în două direcții. Fie te înalți, fie cobori. Fie te înalți în sferele spiritului, asemănării cu Dumnezeu, fie cobori sau caz, dragii mei, de caz în stare animalică, cum s-a întâmplat cu Saul. Uitați-vă la ce se întâmplă în lumea asta ascultam vorbindu-se despre războiul din vremea respectivă, cel care vorbea, un comedian arab, el care trăiește în America, venea și spune, s-au schimbat lucrurile, pe vremea respectivă trebuia să te confrunți față în față, să-ți privești dușmanul în ochi, să ridici sabia, să iei pușca. Acum stăm în fața unui ecran și acum este atât de simplu să omori sute de mii de oameni printr-o apăsare de buton, nici măcar nu ești prezent viața nu mai are nicio valoare. Pentru că am coborât la nivelul animalic din pricina înstrăinării noastre de Dumnezeu. Libertatea de alegere, pentru că suntem trup și suflet, dragii mei, putem migra fie în sus, fie în jos, fie spre a deveni mai spirituali mai asemănător cu Creatorul nostru, mai asemănător cu Domnul Isus Hristos, fie putem coborâ la nivel animalic în care călcăm în picioare pe cei din jurul nostru, ne batem joc de el, până și fetele ne putem, le putem arunca ca obiecte de negoț, cum a făcut Saul cu Merab și cu, cu Mical. Ce spune Pavel în 2 Corinteni? Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o glindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dragii mei, știți care este statistica? 80% din tinerii care ajung în primii, primii ani de facultate se lasă de Dumnezeu. Asta este statistica și din păcate ne uităm în jur în biserica noastră și vedem exact aceleași lucruri, dragii mei. Tinerii cresc pe apa botezului, vin și cântă înaintea noastră și cum le mijește mustața și încep să simtă că sunt bărbați și ceva se întâmplă cu ei. Ceva se întâmplă cu fetele noastre. Deci avem probleme pastorale peste tot? Și, dragii mei, este doar vârful izbergului. Doar vârful izbergului. Pentru că nu mai privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului. Nu avem timp. Acum suntem ocupați de oglindă, suntem ocupați, dragii mei, de câte alte lucruri. De mașina pe care o putem cumpăra, de slujba în care putem intra, de banii pe care îi putem avea, casa pe care putem să ne-o clădim, nevasta pe care ne putem cumpăra, dar nu din orice strat social. Nu, nu, nu. Astea sunt problemele. Dar vă întreb, ce se întâmplă dacă se răstoarnă textul acesta? Și ar l-aș cita așa, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o glindă hidoșenia celui rău și ispitele lui. Închide-te mie și îți voi da în stăpânire toată lumea aceasta. Încotro va duce drumul. În niciun caz nu este o ascensiune, ci este o degradare la nivel animalic. Și asta este tragedia pe care o vezi în viața lui Saul. În viața lui Saul. Dați-mi voie să recapitulăm viața lui Saul, pentru că nu înveți dintr-un verset, ci înveți dintr-o istorie pe care o poți trăi și tu, o pot trăi și eu. În capitolul 9, de la măgărițele tatălui lui, este un scampărat la porunca Domnului de către Samuel, un scampărat la porunca Domnului de către Samuel. În capitolul 10, este ales sau confirmat, dragii mei, prin sorți ca împărat în, înaintea întregului popor și el stă ascuns între oale. În capitolul 11, în sfârșit, Duhul Domnului vine peste el și este validat ca împărat. Iar în capitolul 13 este lepădat ca împărat. Wow! 9, 13, câteva capitole? N-au trecut decât 2 ani. 2 ani din toată împărăția lui. Și eu mă întreb, Poate cum vă întrebați dumneavoastră, oare nu s-a pripit Dumnezeu să-l lepede pe Saul ca împărat doar pentru atâta? Comparați-l cu David. A făcut păcate infinit mai mari decât el. Doamne, ce vezi tu în inima unui om când pornește în străinarea inimii omului de Dumnezeu? Cum anume s-a înstrăinat, s-a rupt relația lui David lui Saul cu Dumnezeu. Cum anume? Unde a pornit? Unde s-a frânt lucrurile? Unde s-a fisurat relația lui cu Dumnezeu? Dumnezeu, dragii mei, cere omului sau a cerut lui Israel atunci o supunere față de sine, da? Va aleg un împărat, dar împărăția lui trebuie să fie teocratică, monarhie teocratică, adică trebuie să stea sub ocrotirea lui Dumnezeu, sub ascultare de Dumnezeu împăratul. Lucrul acesta îl precizează Samuel foarte clar în capitolul 12. Ca dovadă a supremației lui Dumnezeu, în mijlocul săcerișului, face o rugăciune și Dumnezeu trimite tunete și fulgere și poporul se sperie și zice roagă pentru noi să nu pierim. Cu alte cuvinte, Dumnezeu își dovedește supremația. Saul, Ioneagă. Dar întrebarea este, cum se întâmplă lucrul acesta? Dați-mi voie să le iau pe rând. Capitolul 13 și 14. În capitolul 13 există o poruncă a împăratului. Așteaptă-mă șapte zile. Saul era împărat. Samuel era preot. Împăratul n-avea voie să atingă de jerfă. Știți ce face Saul când vede că oștenii lui pleacă, rămâne cu șase de oameni, filistenii înaintea lui, îi tremură inima și calcă porunca lui Dumnezeu. Aduceți-mi jerfa! Nici a terminat bine de jerfit, vine Samuel, dragii mei, și îl mustră. Capitolul 13 este problema lui Saul cu porunca al Domnului. Dar în capitolul 14 dă el o poruncă. Până seara să nu mănânce nimeni. Ionatan nu știa treaba asta. Și pentru că el a câștigat victoria, dragii mei, doar cu un singur om. Doar cu un singur om a pus pe fugă armatele filistene. O istovit, vede mierea curgând în pădure și își vâră vârful toiagului și gustă. Și când Saul întreabă pe Domnul să-i urmăresc, Domnul nu răspunde. Cine-i vinovat, întreabă el. Și aruncă sorțul. Sorțul cade pe el și pe Ionatan. Și aruncă sorțul între el și Ionatan. Sorțul cade pe Ionatan. Și Ionatan spune oamenilor, neînțeleptul fost tatăl meu, dacă ar fi mâncat oamenii, ar fi avut putere. Biruința ar fi fost mai mare. Știți, ce zice Ionatan, viu este Domnul că vei muri. Mi-ai încălcat părunca. Dar când el a călcat porunca Domnului, a ridicat un semn de biruință. S-a făcut că nici măcar nu pricepe. Mutați-vă un pic mai departe, în capitolul 15. În capitolul 15, porunca era foarte clară, legată de amaleciți. Și Saul pleacă urechea la popor, pentru că poporul a câștigat, poporul a sărit și a zis, vil este Domnul că nu va muri, Ionatan. Și Saul, când vede tot, poporul face un pas înapoi. De data aceasta. Poporul zice, a, n-are rost să ascultăm chiar părunca Domnului, ci să păstrăm oile mai bune pentru jertfă înaintea Domnului. Și îl aduce pe Agag înaintea lui Samuel. Samuel îl taie în bucăți. Știi ce îi spune? Îmi pare rău, Dumnezeu a rupt împărăția de la tine. Eu rămas parte din pulpana hainei în mâna lui Saul. Și dă să plece Samuel. „Deci, nu, 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 hai și cinstește-mă înaintea bătrânilor. Și Samuel pleacă capul, se întoarce, dragii mei, și este ultima dată când îl mai vede pe Saul. Observați, preocupat mai mult de numele lui decât de numele Domnului. Preocupat mai mult de poruncile lui decât de poruncile Domnului. În capitolul 16 ne mirăm oare de Duhul cel rău care vine asupra lui și bântuie, dragii mei, și chinuie. Când Dumnezeu își trage inima sau mâna înapoi, rămâne un spațiu gol în care pot năvăli duhurile necurate. Dragii mei, lumea spirituală noi nu o vedem, dar este mai reală decât cea fizică. Dumnezeu n-a creat dar animale și oameni, a creat și îngeri. Există și duh, nu doar trup. Și de aceea lumea spirituală este reală și hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Dar cât de reală e lumea asta spirituală. În capitolul 11 din Luca, Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos sau Domnul Isus Dumnezeu, vine și vindecă un îndrecit. Și îndrecitul stătea liniștit în mijlocul mulțimii. Și niște farisei din spate strigă, scoate dracii cu degetul lui Belzebul, Domnul Iisus îi aude și le spune, orice împărăție dezbinată împotriva ei nu poate dăinui. Dacă eu scot dracii cu Domnul dracilor, cum va dăinui împărăția lui? Dar nu este decât o altă împărăție a lui Dumnezeu. Și pe urmă el vine și spune o pildă. Omul cel tare și bine înarmat își păzește casa și averile lui sunt în siguranță. Până când vine cel mai tare, îl leagă, îi ia armele și scoate afară din casă. Omul cel tare era Duhul necurat cel mai tare era Hristos care l-a legat și l-a scos afară din viața acestui tânăr demonizat. După care vine și face o afirmație. Dice, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine, ce scrie mai departe? Risipește ce? Tot ce am adunat eu. Cum adică? Dragii mei, nu știu de ce, libertatea de alegere pe care Dumnezeu ne-a dat-o ne obligă la o conlucrare cu Dumnezeu. Chiar dacă el face 99,99%, ,99%, acel 0,1% care îți revine ție, Dumnezeu nu o face în locul tău. Și s-ar prea putea ca butuca mică să răstoarne carul mare. Tot ce a făcut Hristos în viața mea poate fi răsturnat de puținul pe care nu sunt dispus să-l adaug și eu. Nu spune Scriptura că El ne-a dat tot ce privește viața și Evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Dați-vă și voi toate silințele. Nu pun pe cântar ce a făcut El și ce am făcut eu, ci eu trebuie să particip la ce a făcut el. Și de aceea cine nu este cu el este împotriva lui și cine nu adună cu el risipește tot ce a adunat el. Spuneți-mi, cine l-a ales pe Saul împărat? Dumnezeu, dragii mei, s-a implicat până la ultimul fir de ață în alegerea, în dovedirea, în validarea. Sorțul a căzut pe el. Și Samuel îi spune, Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Pe vecie. Mesia ar fi venit pe linia lui Beniamin, dragii mei. Pentru că legământul Davidic încă nu fusese rostit. Dar, cum am auzit, mândria merge înaintea căderii. Cine nu adună cu mine, risipește. Duhul necurat, când iese dintr-un om, umblă prin locurile fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. Da? Fiindcă nu găsește o dihnă, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Dar goală. Dar unde e cel mai tare? Ce interesant. Casa, adică eu, n-am putere asupra duhurilor necurate. Dar am putere asupra celui mai tare, asupra lui Hristos și pot scoate afară prin neascultarea mea, prin falimentele mele, prin neatenția mea, pot scoate afară. Dragii mei, Dumnezeu nu dorește o relație cu forța și de aceea stă în viețile noastre câtă vreme îl invităm. Vă întreb, ce se întâmplă cu copiii noștri care au trecut prin apa botezului? Ce atrage ca pe Dina, ca pe Dima Odinioară, da? dragostea pentru lumea aceasta? Ce atrage? Când nu ești preocupat în cunoașterea lui Dumnezeu, în întări relația ta cu Dumnezeu, dragii mei, forțele spirituale de celui rău sunt acolo în jur. Și când l-ai scos afară pe Hristos prin păcate de care nu vrei să te pocăiești, așa încep lucrurile. Casa rămâne goală, măturată și împodobită. Și zice, intră în casa respectivă, atunci Duhul necurat, da? când n-au găsit o intră în casa respectivă, se așează în ea și starea de pe urma omului aceluia devine mai rea decât cea din tâi, mai rea decât cea din tâi. O, dacă am fi conștienți de implicațiile în străinării inimii noastre, Dumnezeu, ne-am gândit de două ori înainte să întoarcem spatele. Pentru ce? Fă din pietre pâine, aruncă-te de pe strașnea templului. Nevoile noastre imediate, nevoia de semnificație, aaa, Îți voi da stăpânire peste toate familiile pământului. Îți va zbârnâi afacerea. Copiii tăi vor merge la cele mai bune școli. Vei umbla, dragii mei, dintr-o parte în alta, pentru că îți permiți să o faci. Vorba lui Puiu. Trăim vremuri pe care părinții noștri nu le-au trăit, dragii mei, nu le-au trăit. Dumnezeu a creat pe om și duh și trup. Animalele-s doar trup, îngeriți doar duh. Dar noi suntem și una și alta. Și prin libertatea de alegere putem urca sau coborâ. Da? Prin libertatea de alegere avem posibilitatea să devenim tot mai mult ca cei din preajma lui Dumnezeu. Pentru că nu îngerii vor stăpâni lumea viitoare despre care vorbim. Ce este omul să aduce aminte de el și fiul omului să-l bage în L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri. L-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai pus toate lucrurile sub picioare. Pe unul care a fost ca noi, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste ca să ne spună că acolo ne este locul. Nu animale, dragii mei, nu în brațele celui rău, ci în brațele lui Dumnezeu. Din păcate, Saul a ales nu înălțarea, ci decăderea. Decăderea, dragii mei, lăsând pe cel rău să intre tot mai adânc în viața, în viața lui. Știți unde au plecat lucrurile? Pe lângă tot ce s-a întâmplat în capitolele precedente, în situația cu David, când se întorceau de la luptă, femeile au ieșit cu țimbale și timpane și cântau. David a bătut zecile de mii și Saul miile lui. Și când a auzit Saul, s-a mâniat foarte tare. Cum adică? Lui îi dau zecile de mii și mie miile? Și de aici a plecat totul, dragii mei. De la invidia lui împotriva lui Saul. El știa că este lepădat. Știa lucrul acesta. Doar căuta pe radarul lui cine este cel care îi va uzurpa tronul, care îi va lua tronul. Pe cine l-a ales Dumnezeu să-l lichidez? Și în felul acesta să mă înveșnicesc eu urmașii mei. Uitați-vă ce a urmat. Topoganul destrămării spirituale. Mai întâi mândria, apoi invidia, apoi ura, apoi frica și apoi uciderea. Știți unde s-a oprit David? Chemând morții în brațele celui rău. În brațele celui rău. Wow! Implicațiile în străinării noastre de Dumnezeu. Dar noi noi gândim la asta, pe noi ne atrage sclipiciul lumii acesteia. Oare Saul trebuia neapărat să sfârșească în felul acesta? O, oh, nu, nu. Pentru că dacă ne gândim la felul în care au mers lucrurile în, în viața, lui Saul, dragii mei, la problema din viața lui Saul, ar trebui să mă întorc în capitolul 13. Atunci când el aduce jertfa în locul lui Samuel, Samuel se uită la zice, ai lucrat ca un nebun. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui, nu va dăinui. Nu știu ce a gândit Saul în momentul respectiv. El doar semnul biruinței lui l-a înălțat și mai departe în 15. Vino și onorează-mă, cistește-mă înaintea bătrânilor. Dați-mi voie să fac câteva comparații în dimineața asta pe Eli și Saul. Eli este mare preot, Saul este împărat, două ființe foarte importante în Israel înaintea ochilor lui Dumnezeu, dar o diferență uriașă dintre ei, chiar dacă îl deplângem pe Eli și fiii lui, dragii mei, și vedem cum toți trei mor într-o zi, dar atunci când Dumnezeu trimite pe omul lui Dumnezeu, el încearcă să mai facă ceva copiilor, lui, dar nu mai reuși. Copiii, nu e bine ce face, să o supărați pe Domnul. El era mare preot. Avea toată responsabilitatea. Trece timpul și Dumnezeu îi vorbește din nou prin tânărul Samuel. Samuele, știți povestea. Și când îi spune, ce jur pe Domnul, să nu mi-ascunzi nimica. Samuel îi spune tot ce a zis Domnul. Eli albește, tace și ascultați cuvintele lui. Este Domnul. Facă ceva, crede și se oprește. Și așa ei se încheie viața. Veniți în dreptul lui Saul. Comparat cu Eli, Saul, dragii mei, este 200 de ori mai rău. Pentru că atunci când îi spune, domnia ta nu va dăinui în mintea lui, zice să o crezi tu și Dumnezeul tău. Lepădat după doi ani și domnește aproape 40 de ani, ținându-se cu dinții de scaunul de domnie. Cu dinții, ca să dovedească că el are dreptate, nu Dumnezeu. El are dreptate, nu Dumnezeu. Saul și ia viața în propriile lui mâini, dar nu este singurul. Priviți istoria, dragii mei. Ce se întâmplă când îți iei viața în propriile tale mâini și n-aștepți ca Dumnezeu să te ridice, să te poarte, să facă ceva, crede, ci în neliniștea ta ai impresia că știi mai bine decât El. Dați-mi voie să-L pe Saul între doi poli, polul istoriei primare, în care avem o istorie întreagă ca să învățăm o lecție, după care principiul pe care Pavel îl extrage din această istorie și îl pune înaintea noastră în Romani, capitolul 1. Genesa primele 11 capitole și Roman, capitolul 1, 28 la 32. Dați-mi voi să încep cu textul din Genesa. Ați auzit de Eva, nu-i așa? Vine șarpele și spune, vei fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și în momentul acela ea trebuie să leagă ascultarea de Dumnezeu sau autondumnezeirea prin eforturile ei. Întinde mâna, dă și bărbatului ei și de acolo istoria este prăvălită în groapa căderii. Dar se nasc doi copii, Cain și Abel. Abel te da, afluie ca David la oi toată ziua se gândea la jertfa din Eden, la hainele de piele ale părinților lui și tânja după întoarcerea în prezența lui Dumnezeu în Eden. Cain trudea din greu cu tatăl lui și când a văzut că roadele pământului, în ciuda pălămidei și a spinilor și a sudorii feței, le-au dus pe altar cu mulțumire, cu bucurie, mulțumit și satisfăcut cu pribegia, fără dor de casă, fără dor de Dumnezeu. Scriptura spune: Dumnezeu a primit jertfa lui Abel, a respins jerfa lui Cain. Cain fuge de Domnul, zidește o cetate, se naște un copil, să îi împlinească nevoia de semnificație, dă cetății numele lui, Enoch, cetatea Enoch. Apoi vine la Meh, două neveste, trei prunciofate foarte frumoase nama. Răgii mei, extraordinar, el se laudă cu uciderile lui, iar copilului devin miniștri, ministrul agriculturii, culturii și ministrul industriei și prințesa Naama ispită pentru fiului lui Dumnezeu, dragii mei, pentru fiului lui Dumnezeu care au văzut că fetele oamenilor sunt frumoase, exact ca Adam pe Eva care devenise așa pe lui și toată planeta este prăvălită în dezastrul potopului, tot. Dumnezeu mântuiește de acolo ceva. Dar să mă mut pe cealaltă linie. Set. Enos. Când s-a naște pe Enos, oamenii au început să cheme numele Domnului. Enoch umblă 300 de ani cu Dumnezeu și Dumnezeu l-a luat. La Mech, la 182 de ani, are sfârșit un fiu și strigă, nu e, nu e. Acesta ne va izbăvi de toată truda mâinilor noastre care vin din pământul pe care l-a blestemat Dumnezeu. Dumnezeu a scos din apele potopului, cei mai buni dintre cei mai buni, da? Unul dintre ei este Ham, descendentul lui este Nimrod, turnul Babel. Dar să mă duc la Avram, pentru că Dumnezeu mai alege odată. Și Avram îl ia pe nepotul lui Lot. Știți povestea și contrastul? Lot, dragii mei, a furat ochii nu în pom, ci ca o grădină a Domnului era Valea Iordanului, în Sodomei și Gomorei. Ce s-a ales de el? Incest, tragedie, praf. Dragii mei, pe linia asta a străinării de Dumnezeu vine și Saul. Doar o duce mai departe și istoria continuă cu popoare întregi, cu oameni întregi, cu familii întregi. Veniți să vedem principiul. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor. Cum păstrez pe Dumnezeu în cunoștința ta? De ce tinerii noștri, dragi mei, întorc spatele Dumnezeu și pleacă? De ce? Pentru că nu-l cunosc pe el. Dar el e nevăzut. Ce să cunoști? Când vitrinele sunt pline, când ispitele sunt așezate înaintea noastră, fete frumoase, poziții, bani, dragii mei, când le poți avea pe toate acestea. De ce este frămânți cu lucruri nevăzute? Ce în lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el. Când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el. De-o bună vreme, ascult pe oameni de știință creștini, dragii mei, care vorbesc tot mai clar despre minunea creației lui Dumnezeu. Și noul ateism a început să pălească pentru că argumentele pe care ei le aduc dintr-o filozofie despre lume și viață, o filozofie materialistă, nu mai răspunde realităților pe care ei le descopere cu ochii lor. Din anii 50, descoperirea genomului uman, oamenii sunt absolut buimaci, dragii mei, să vadă complexitatea incredibilă a universului nostru. Și oameni atei de știință zic, ne pare rău, dar aici nu mai putem sta. Și declară public, Întoarcerea lor spre ideea creaționistă, a faptului că trebuie să existe o minte în spatele a tot ceea ce noi vedem. Dragii mei, fiindcă n-au căutat să păstrez, păi, cum să caut să păstrez pe Dumnezeu când eu sunt preocupat de măruțișurile astea? Un ban în plus, o excursie în plus, o um, plăcere în plus, prieteni în plus. Cum să păstrezi pe Dumnezeu în cunoștința ta, când nu te preocupă niciun fel? Acum nu avem absolut nicio scuză, dragii mei, nicio scuză. Pentru că toată informația este a click away înaintea noastră, dacă ne facem timp pentru, pentru ea. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților lor, nu el le-a blestemat, noi ne blestemăm, dragii mei. Minții lor blestemate se facă lucruri neîngăduite. Observați, se rupe relația cu Dumnezeu, ne desfacem din punct de vedere moral și societatea se face praf lângă noi. Au ajuns plin de orice fel de înregiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de cearte, de, por de, de, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori bărfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăuderoș, născocitori de rele, neascultători de părinți. Wow! Nici n-ai crescut bine, îi întorci spatele și pleci. Au o brumă de bani, te duci în chirie, nu te vadă nimeni. Cu ce te ocupi, la ce te uiți, ce asculți și cu cine te împrietenești neascultător de părinți, fără pricepere, călcător de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că cunosc o trebuie Dumnezeu că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Ca la din Ioare, în care și-a pus în cântare omuciderea. Și da, s-a declarat Dumnezeu. Cain de șapte ori? Eu de șaptezeci de ori câte șapte. Ca la mech, pe linia cainită. Da? Totuși, ei nu numai că le fac, ci și găsesc de buni pe cei ce le fac. Era oare inevitabil ca Saul să ajungă unde a ajuns? Inevitabil, inevitabil apostazia lui Saul? Dați-mi voie să termin cu o altă comparație. Nu Saul și Elici, ci Saul și Nebucat Nețar. Care e asemănarea dintre ei? Păi dorința de a ține cu dinții de tronul pe care ai ajuns. Asta este asemănarea dintre ei. Saul a zis, o crezi tu, Doamne, și 38 de ani se luptă cu Dumnezeu să-și păstreze domnia. Încercând să-l omoare pe David, pe orice cale posibilă, dragii mei. N-are jenă să cureți o cetate întreagă, bărbați, femei, copii, toți preoți, nevinovați, n-are niciun fel de probleme. Cum n-a avut niciun fel de probleme să facă din fetele lui, dragii mei, bargaining chips, da? Să joace cu ele în nădejdea că îl va prinde pe David în cursă. Dar cine este nebucat nețar? În capitolul 2 primește o însărcinare din partea lui Dumnezeu pentru că planurile lui erau făcute, inclusiv gădinile sem Semiramidei și toată frumusețea Babilonului. Și el în vis vede o statuie uriașă cu un cap de aur, un piept de argint, cu trupul de aramă și cu picioarele amestecate de fier și luci. Și dintr-o dată, fără ajutorul unei mâini, o piatră se desprinde dintr-un munte, lovește statuia în picioarele și o spulberă, dragii mei, și totul ajunge ca vara pleava în arie, luată de vânt. Se scoală nebucat de țar și este atât de preocupat de visul lui, încât se, începe să decapiteze pe toți oamenii de știință ai vremii respective, toți vracii, preoții, și ajunge cu cuțitul și la Daniel. Și Daniel îi spune, care e problema? Îl întreabă. Merge la Dumnezeu, Dumnezeu îi tâlcuiește visul, vine înaintea lui Daniel și spune, împărate, uite, asta este avertizarea lui Daniel. Visurile și ambițiile tale sunt efemere. Ăsta va fi desnodământul pe care l-a hotărât Dumnezeu. Piatra care devine un munte mare care acoperă trec pământul. Nebucadnețar, în toată măreția lui, cade cu fața la pământ înaintea lui Daniel, recunoaște că Dumnezeul lui Daniel are dreptate. Dar trece un pic de vreme și noi uităm lucrurile astea, că facem promisiuni grămadă lui Dumnezeu. Și în capitolul 3, în Valea Dură, ridică aceea statuie pe care a văzut-o în vis, dar de aur toată, numai masa avea 12 tone, adună pe toți mai mari uh, imperiului, dragii mei, și încolonează forțat la împlinirea necondiționată a visurilor lor. Și trei tineri nu se închină, stau în picioare. Le mai două o șansă, nu se închidă, stau în picioare. Iar aruncă în cuptorul de foc și când al patrulea ajunge să se vadă între ei, vine de bucat nețară și cade cu fața la pământ în fața Dumnezeului celor trei tineri. Dar uită și lucrul acesta și în capitolul 4 Dumnezeu vorbește din nou și el visează un pom care acoperă tot pământul, păsele cerului, se ascundeau în ramurile lui și dintr-o dată o voce din cer de tăiați copacul! Lăsați-i rădăcina în pământ și trunchiul legat el cu lanțuri, se luderoa cerului și el nu știe ce să creadă. Și vine Daniel, și pleacă sfatul meu, împărate, smerește-te, renunță la mândrie, pentru că de acum visul este despre tine și despre împărăția ta, nu despre imperiul tău, nu despre cei ce vor urma, despre tine și împărăția ta. Uită toată povestea, se plimbă pe acoperișul palatului lui, se uită la ce construise, zice ah, nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am creat prin puterea mea spre slava măreției mele? Nici nu sfârșise bine vorba și din cer vine vocea. Deci s-a luat împărăția. Și pierde mințile, este aruncat afară din cetate. Și știți ce spune text, Scriptura? A mâncat iarbă ca boi, i-a crescut părul ca penele vultului, unghiile, roa cerului, l-au dat, dragii mei, șapte vremi după porunca Domnului. Care e diferența dintre Saul și Nebucat Nețar? Saul nu s-a mai știut pocăi. Și asta e tragedia, dragii mei. Păcatul face trei lucruri. Te minte, te înfășoară și te împietrește. Și poți ajunge în situații în care nici dacă dă Dumnezeu cu mântuirea după tine nu se mai trebuie. Saul nu s-a mai putut pocăi. Nebucat o face. Și dați-mi voie să loc pe Puiu, să citească doar câteva versete despre pocăința unui împărat străin de Dumnezeul lui Israel, dar influențat de un om al lui Dumnezeu din Israel, al lui Daniel și ale tovarășilor lui. Versetul 34. După trecerea vremii sorocite, eu, nebucat am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Eu, nebucat am ridicat ochii spre cer cu alte cuvinte, mi-am adus aminte de făcătorul meu. Sau, mi-am adus aminte că am uitat să-L păstrez pe Dumnezeu în cunoștința mea și mi-am luat soarta în propriile mele mâini. Am binecuvântat, am binecuvântat pe Cel Preanalt. Am lăudat și slăvit pe Cel ce trăiește veșnic. Acela cărui stăpânire este veșnică, și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerului și cu locuitorii pământului. Și nimeni nu poate sta împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. Acum eu, nebucat nețar, laud înalți și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate. Toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. El poate să smerească pe cel ce umblă cu mândrie. Dumnezeu a creat animalele doar trup, îngerii doar duh. Dar pe om l-a creat și trup, și duhul. Și dându-i libertatea de alegere, el are posibilitatea să urce sau să coboare, să se înalțe. Sau să decadă? Să devină ca Dumnezeu? Sau devină ca un animal? Și când ne uităm în lumea în care trăim, dragii mei, ne îngrozim. De ce devin oamenii care au ales înstrăinarea de Dumnezeu? Implicațiile în străinării de Dumnezeu sunt uriașe. Și vreau să vă spun, nu pot fi evitate. Nu pot fi evitate. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. El nu se lasă să fie bat jocorii. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Cine seamănă în firea lui pământească, va se cera din fire pământească putrezirea. Va se cera din firea pământească putrezirea. Și faptele firii pământe sunt cunoscute și sunt acestea. Citiți-le în Galateni. Roada Duhului este cu totul altceva, dragii mei. Și observați, noi putem să ne alțăm, să ne umplem de roada Duhului sau putem decădea ca faptele firii pământești să cuprindă viața noastră și să ne nenorocească. Cine seamănă în Duhul va să cera viața veșnică. Amin. Amin.